iubesc acest teatru. Care rod acest teatru? Care minciunoși, lași și puturoși. Vreau să mă adresez colectivului și celor tineri și celor bătrâni. Le doresc multă sănătate și să dea Dumnezeu să ne ajungă puteri să întoarcem teatrul cu fața spre spectatori. Eu vreau să mulțumesc scenei că m-a ținut la bine și la greu și care mi-au ocrotit și sănătatea uneori. Vreau să mulțumesc scenei pentru toate clipele frumoase care le-am petrecut în acest teatru și vreau să cer iertare de la scenă pentru că am folosit-o ca să ajungă la inimile spectatorilor că eu am vrut să însămințeze în sufletele lor cultură. Am vrut să fie toți inteligenți. Am vrut să transmit o rază de lumină celor și bucurii, celor care muncesc în câmp, în condiții foarte grele și celor care muncesc în această seară pentru tot ce e mai bun. Pentru tot ce e mai bun, ce merită astăzi omul. Mulțumesc foarte mult la toți pentru susținerea din Facebook. Asta mă face să am puteri, să lupt-o mai departe și să dea Dumnezeu să ne se schimbe directorul. Să-și dea demisia. Dragii mei, haideți să trecem în coace ca să vorbim despre toate problemele care le avem. Ca ultima informație, vă rog, toți actorii, treceți aici să ne vedem cât suntem, toți împreună. Ca ultima informație a apărut chiar acum, câteva clipe în urmă. Toți cei care sunt implicați în tot ce se întâmplă acum aici, au zis că o să plece din teatru. Asta, acum a apărut o informație nouă. Noi toți, cei care suntem aici. În primul și în primul rând vreau să vă spun că nu e nicio acțiune politică. Și niciodată teatru nu a fost implicat în politică. Acum e ceea ce se întâmplă aici la noi. Este vorba despre disprețul, despre înjosire, despre maltratare, despre tot ceea ce face directorul Slavean cu acest colectiv minunat în care lumea a stat câte jumate de veac. Și primul lucru pe care vreau să-l spun înainte de a începe motivația acestui briefing este că noi toți cerem demisia directorului general Vlad Slavean. Și niciun fel. Demisia! 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 Nici într-un caz o altă ieșire din situație noi nu acceptăm. Noi suntem deja cu emoții extraordinare. Am fost maltratați, am fost înjosiți, s-a vorbit cu noi foarte urât. Am notat aici mai multe puncte care vreau să le dezbat astăzi. Este, în primul și în primul rând, este vorba despre montarea spectacolului. Noi nu avem bani pentru montarea spectacolului. Cine nu ar veni, cine nu ar începe o montare nouă, chiar dacă este regizor autohton sau este invitat de la Chișinău sau din altă parte, noi nu avem bani. Noi avem bani pentru toate prostiile pe lumea asta, noi avem bani pentru făcut viceele, pentru pus nu știu ce acolo, noi nu avem bani pentru ceea ce e cel mai important. Noi nu avem bani pentru actorii noștri, noi nu avem bani să le facem niște condiții pe scenă, ca să le fie cald, să nu ne înălbăstrim la degetele de la picioare și de la mâini în momentul când jucăm spectacol.
Al doilea punct este atitudinea. Atitudinea domnului director, domnului director artistic, este absolut inadmisibilă. Închiderea ușilor, mi s-au închis ușile la primul etaj, ușa de serviciu, pentru toți ăștia care sunt pe pământ, e închisă. Pe acolo trec numai zeitățile. Dar și toaletul. Și toaletul. Și WC-ul, da. WC-ul de la etajul întâi nu e pentru muritori. Este pentru, numai pentru cei care plutesc în aer. Adică așa. Sunt niște puncte, adică sunt, vă par niște prostii, dar din prostiile astea se denotă o atitudine față de noi. Adică, parcă pare, da, o neînsemnat, o ușă de serviciu. Dar noi suntem nevoiți să ieși toți pe aceeași ușă și numai cei cu mini zeitate au dreptul din atitudinea asta o simțim noi. Și din cauza asta am ieșit acum, nu pentru că să ne dea cheie de la ușă și să ne dea cheie de la liceu. De ce cineva are NIM și cineva nu l-are? Noi nu avem voie să... suntem toți egali în fața legii? Nu suntem. Noi nu avem voie să vorbim pentru că prima replică care se rostește după ce ai deschis gura se spune că nu-ți place, scrii cerere. Scrii cerere și ai plecat. Asta e replica care au auzit-o, bănuiesc, cam toți au auzit-o. Aternarea față de personalități. Deci, dacă l-ai întrebat ceva, eu nu am ce vorbi cu tine. Deci, dacă l-am invitat să facem o adunare, ce am eu cu ei? Eu nu vin la adunare. El nu se coboară la muritorii de rând ca să vorbească cu noi. A treilea punct ar fi titlurile. Titlurile onorifice, care mulți dintre noi le au, dar au fost chestii că însuși directorul general a zis că atâta timp cât eu am să fiu adunare. De la prima adunare, atâta timp cât eu am să fiu în teatru 5 ani, eu nu, voi nu o să vedeți niciun titlu onorific. La care noi n-am văzut. În schimb, dumnealui, foarte frumos, de 3 ori a înaintat titlul lui chiar în mâinile prezidentului. De ce nu s-a făcut un consiliu artistic care trebuie să întărească această cerere? El singur hotărăște. Dă el documentele, nu le dă. Luptă pentru întregirea colectivului. Asta e. Acum să vorbesc despre ceea ce doare cel mai tare. De când a venit domnul director, 3 ani de zile, s-au făcut niște reduceri de oameni și transferuri de la funcții pe care oamenii le exercitau și erau de acolo. De la pictor la mătură. Da, de la pictor. Doamna Maria Palie, asta e un exemplu extraordinar. Doamna care a fost, menționată la... Care a avut premiu pentru premiu. Cele mai bune costume și cel mai bun scenograf al anului. Acum mătură și spală podelele în Teatrul Național. A lucrat o viață. N-a lucrat, are o pensie mizeră, a lucrat toată viața pictând și acum a ajuns să speli podelele. Sau dacă s-au transferat de la un post la altul și la o replică a domnului care a fost transferat, cum am să-mi întrețin familia, știți ce a răspuns domnul Slavean? Așa ți-i soarta. El o hotărăște. El o hotărăște soarta. Așa ți-i soarta. Eu. E vorba despre Alexei Daniluc. Un luminist care a lucrat 25 de ani în teatru și a luminat o groază de spectacole și este un profesionist cu literă mare. El a plecat din teatru numai din cauza că el nu mai avea nici nervi, nici răbdare ca să poată rezista asemenea atitudini din partea directei. Și acum este actori... invitat la Chișinău. Acum este invitat la Chișinău de câteva teatre. Actorii din teatru sunt actori care au plecat din teatru și au plecat din cauza că au fost chemați în cabinet la domnul director și s-a vorbit într-o asemenea hal și s-a strigat la ei și au fost înjosiți. E vorba despre Silvia Țurcanu, care avea în palmaresul ei o groază de roluri pentru copii, artistă emerită. Ea a plecat din teatru plângând și a zis că eu nu mai vreau să stau în teatrul ăsta unde atitudinea față de mine, ca personalitate, este atât de joasă. Pensionarii ați auzit și singuri. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele 3-4 zile, asta a fost ultimul punct în toată răbdarea noastră. Nu poți să ai un viitor dacă uiți din ceea ce ai ieșit. Pentru că noi de la ei am învățat, noi ne uitam pe scenă, noi savuram cum jucau ei. Da, poate acum ei nu pot chiar atât de multe, dar ei au talent, ei au întrânși atâta forță. Când multor din noi încă ne-a mai trebuit încă să mai păpăm. Spectacolele scoase de repertoriu.
Au fost scoase spectacole din repertoriu pur din motive personale. Pentru că ăsta a fost montat de un regizor care mie nu-mi place, ăsta a fost montat de alt regizor care mie nu-mi place, eu lăs în teatru numai ceea ce îmi place mie. Și montează. Nu mai place de acum niciun regizor. Da, și mai se invită regizori străini, dar regizorii de pe loc stau și așteaptă. Poate ne-au dat voie, pentru că toți regizorii, absolut toți care sunt aici în Teatrul Național, au venit la director artistic cu propunere de piesă. Și au fost înaintate nu o piesă, două, trei, patru. Mie nu-mi place, eu nu vreau, eu hotărăsc. Stai, măi, omule, fă un adunare de colectiv. Hai să o citim, hai să vedem, să hotărâm. Nu, la noi se hotărăște singur, eu hotărăsc, eu nu vreau. Până și distribuțiile. Da. Dacă distribuția asta e în genere, doamne ferește. Tot ce depunem noi pe site-urile teatrului și vrem noi să ne arătăm acum pe timp de pandemie, directorul hotărăște, el face așa, Pina Ilășiuc, o ștergi de pe site-ul teatrului, ca să nu fie. Spectacolele se plasează online, numai spectacole care sunt de la cei apropiați. Se plasează spectacole numai care au fost, care-i plac lui. Și refuzul. Asta e ceva genial. Deci, tot colectivul care îl vedeți a fost înaintat o chemare către directorul, către administrație să se prezinte în fața colectivului pentru a discuta niște lucruri elementare, la care dumnealui l-a trimis pe domnul Stavrat, care este director artistic, l-a trimis la noi. Și când colectivul a început a da niște întrebări conform legislației, care eu nu știu, eu habar n-am. Da. Și când am, de ce n-a venit domnule? Păi el i-a spus lui Stavrat foarte simplu: ăsta sunt actorii tăi, fă ce vrei, du-te tu și te lămurești. Păi omule, vin în fața noastră, explică-ne conform legii, de ce faci rahatul ăsta? Sau de ce faci o prostie de asta? Care-i problema? El refuză să vorbească. El este zeitate. Deci eu încă o dată repet, noi rămânem pe poziția noastră că directorul Teatrului Național să fie demis din funcție sau cel mai bine ca un bărbat ar putea să o scrie din dorința proprie și să plece. Director artistic. Pentru că aici, aici viață pentru dumnealui n-o să fie. Eu sunt Răcilă Ciprian și îmi pare bine că ați venit. Acum îi ofer colegii mele, Ina Ilășiuc Ungureanu, cuvântul pentru că ea are voie de vorbit și ea câte ceva. Despre atitudinea care am vorbit, sunt par niște prostii, adică mizer, da, vi se pare. Un veceu, o ușă, o fotografie de pe Facebook, dar din asta toate ni se așează nouă pe suflet. A fost ziua de naștere, de exemplu, a unui actor, se șterge poza, pentru că gata, a trecut ziua de naștere, cui mai trebuie? Și în principiu, ca publicitate, ca pagină oficială a teatrului, noi pe ea n-avem nimic. Accesați în orice moment și veți vedea. Este grupul teatrului unde se poate pune orice cine, orice ce, numai nu noi și nu despre teatru. Sunt actori favoriți, bineînțeles. Dar dacă n-am intrat noi în ăștia favoriți, ce să facem? Să nu trăim, să nu venim la serviciu, să nu activăm, să nu creăm? Despre doamna voluntari, ce să zic? Au spus că noi, în principiu, noi am vrea să o dăm afară, dar nu știm cum. Înțelegeți? De Irina Țăruș, eu m-am săturat de actrița asta în roluri. Eu m-am săturat. De Ina Ilășiuc, din principiu, nu o dau la regizorul ăsta. Din principiu. Din care principii? Care sunt ele? Vreți să nu încheze, să te facă robul lui. Să mai încerce, dar nu i-am dat voie să facă lucrurile. Nimai vorbind că sunt o grămadă de exemplu, scrim scrisori oficiale către direcții, cu o întrebare, cu alta. Să vă spun că se face așa, de-a fleap, cum zice rusul, și ni s-a stupă ochii, ni s-a stupă gura, pur și simplu, v-am dat națo. Dar în principiu, faptele nu sunt alea care sunt acolo. Nu există nicio transparență. Este Consiliul de Administrație, care a fost numit de domnul director, și la întrebarea de ce nu este un... Ca și Consiliul Artistic. Ca și Consiliul Artistic. Consiliul Artistic, să vină să vadă cum se calculează leafa
salariaților teatrului, se vine de la protecția muncii. La Consiliul de Administrație a fost numit de domnul director și la întrebarea noastră, cu ce i-am încurcat, de exemplu, cu ce i-ar încurca sindicatul în Consiliul Artistic? Eu nu am nevoie de sindicat în Consiliul Artistic, în Consiliul de Administrație. Nu am nevoie. Adică noi suntem chemați ca când trebuiești chem, când nu trebuiești, nu am nevoie. Și asta e peste tot. Și asta e peste tot. În orice domeniu care am ăsta. Adică, dumneavoastră, nu-i vedeți pe cei care ne pândesc acum de peste tot, dar a spus-o Ciprian și ni s-au confirmat că toți cei care participă la adunare vor fi sancționați. Nu știm deocamdată cum, dar mai vedem. Asta e. Da. Ilegalități, adică noi presupunem că nu avem dreptul la cuvânt. Nu avem dreptul la cuvânt, da. Aș vrea și eu să spun câteva cuvinte. Chiar dacă voi fi pedepsit de direct. Ceea ce se întâmplă astăzi în teatrul nostru, dar nu se întâmplă numai astăzi, de 3 ani și ceva se întâmplă lucruri strașnice care n-ar trebui să se întâmplă, dragi colegi. Noi am ajuns la ceea că nu trebuim teatrului, direcției teatrului. Direcția teatrului trebuie să aibă nevoie de noi. Când noi ieșim în fața spectatorului și aducem bucurie. Și venim. Noi, spectatorul din noi are nevoie. El nu știe cum să ne dă afară pe cei care am lucrat toată viața aici, dar n-are importanță pe cel care îi dona în doi aici. Iată el de ce este preocupat. E o rușine. El nimic nu știe, omul ăsta. Să le spunem lucruri doar pe nume. El a fost adus, impus aici. Cine l-a adus? Cine ne l-a impus nou? Noi nu știm sau putem bănui. Ceva știm. Dar, Slavuncic, tu dacă ai fi om cu adevărat, ți-ai dat seama că locul tău nu e aici să conduci cu teatru, măi. Tu joci rolul de director de teatru de 3 ani de zile, dar așa de prost îl joci, că nu se mai poate mai departe așa. Tu ce crezi? Unde vrei tu să ajungi? Noi acum, dragi colegi, noi acum suntem Teatrul Vasile Alexandri din Băț, ca un avion care zboară împrejurul teatrului. Dar avionul ăsta e condus de un om care nu știe și cum cu avionul. Oameni buni, dar ce facem noi? Ce facem noi? Eu mă rog, Ministerul Culturii, Uniunea Teatrală, luați măsurile necesare, fiindcă dacă le vom lua noi, mă tem să nu se întâmple lucruri strașnice, grozave, oameni buni, că așa nu se mai poate de trăit, de activat. Dar suntem un grup de oameni talentați care ne duci capul și să facem teatru și vrem să-l facem mai departe, teatrul acela. Dar nu ne dă voi cel care conduce teatru, acel care ar trebui să ne adune împrejurul lui și noi să facem teatru. Vă rog să luați măsurile necesare, că dacă nu, o să venim aici, o să facem de servici și noi o să-i dăm voi să intri aici direct. Că el, Ionică, măi, tu! Ionică, măi! Напоследок скажу нашим зрителям, дорогим, ради которых мы здесь живем. Нас заставляют сидеть 7 часов на работе. Скажите мне, пожалуйста, какими часами, какими деньгами можно оценить нервную рвоту актера, которого вводят за 15 минут до начала спектакля на роль того, кто не смог прийти на спектакль? Какими часами и деньгами можно душевное напряжение Нилы Лупан в спектакле «Олти» оценить?
Какими деньгами и временем можно оценить Ирен вот за две недели в спектакле и игру в спектакле «Коллатурал Принплай» «Сумасшедшая девочка»? Какими часами и деньгами можно ночные бдения бесконечного обдумывания роли и текста? Какими, господа министры, деньгами это можно оценить? Прекратите нам говорить 7 часов сидеть на работе. Результат, который дают эти люди, важнее 7-часовой отсидки по кабинетам, как сейчас делают наша администрация вместе взятая. Благодарю всех. Мы черем с фима узить. Кяр черем с фима узить. Софима причиять на урма в урмей. Sunt născută în acest teatru, sunt crescută aici, am învățat tot pentru acest teatru, lucrez deja de 15 ani aici, ca acum să ajungem noi ăștia tineri, să ajungem să nu știm în care parte să o apucăm. E clar că trecutul este în picioare călcat și e clar că prezentul este călcat în picioare și va fi și viitorul călcat în picioare. Dar n-avem viitor așa. În cazul ăsta noi viitor n-avem. Este adevărat. De asta noi cerem din tot sufletul. Toate emoțiile care le-ați văzut aici sunt sincere. Emoții sincere din tot sufletul. Emoții care foarte dureroase. De asta noi cerem el să fie, să fie. Slavean, nu uita, teatrul nu-i moșia ta. Să pleci odată și să ne lase să lucrăm. Să lucrăm, să primim plăcere de la ceea ce facem. Vrem să facem. Spectatorul are nevoie de noi. Apropo, o veste îmbucurătoare pentru mine a fost dimineață, înainte de a veni la teatru, la televiziunea Chișinăuiană, am văzut spectacolul nostru propus. Da, vă felicit că mulți dintre voi sunteți acolo. Dar dovadă că are nevoie spectatorul din noi. Am zis și eu câteva cuvinte că noi ne jăluim, plângem, ne doare sufletul, da? Dacă filmează cineva, că ne doriți să știm. Deci noi am auzit, avem un lucru, un simplu lucru. Nu ieșim noi, cel puțin, pentru mine mă iscălesc, dar vă îndemn și pe voi să nu iasă nimeni la lucru până nu vă să va rezolva întrebarea dată. Slavean trebuie să plece, altfel eu am socotit, rămân 4 actori care se cheamă neutri. Mă rog, băieții pofta lor, credința lor, dar îmi pare rău că pe dânsul aceeași soartă ăștia. A splângă, dar o splângă singur. Nu o să aibă cine îi susține la plânsul. Deci, demisia completă, o avem pe doamna Dina Ilașiuc, care este președintele Comitetului Sindical, care a făcut regia și care a făcut și juridica. Este foarte bună. Este foarte bună candidatură la postul de director general. Vremelnic. Interimar. Până ministru sau ministerul să găsă și de cuvinte să face sau nu. Eu știu, un concurs ori ceva și putărești cu ea. Eu iau pe data de 10 octombrie, împlinesc exact 60 de ani de muncă în teatrul Andrei, fără nicio săptămână măcar de pauză. Domnul 60 de ani. Nu depinde. Asta vor, asta vor, asta fac. Noi ne ducem la ea. Ce te sună ești? Sute de roluri am făcut în teatrul ăsta. Am distinct, să avisa poporul, am ordinul gloria muncii. Și am ajuns amuiacă, să spun, nu-ți place, dar cum dracu să o dăm afară, nu-mi chemă, e talentată, e activă, e sănătoasă, încă leargă. Deci, nu, ce să fac? Ce salariu? Salariu mizeria, că acum mi-a trecut la 2/3 de salariu, dar nu mai înțelege. Deci, mi-am dat titlul, mi-s cuvine, 200 de lei acolo pentru titlul. Poate că n-am mai acolo cu hârtoase, aici ca niște la contabilitate. Când 10 lei, când 45 de lei, când 47 de lei, când 92, când 200. Așa se face, de la 1 ianuarie s-a mărit.
Adică că e 250 pentru titlu, nu ne-a anunțat, n-a știut. N-a știut. Tot se face așa pe ascuns, nu știu. Dar actorul depinde de dânsul. Noi suntem la Cheremul. E vina mea că eu n-am, zicem, a 3 ore de muncă pe lună. În timpul când era categorie, categoria superioară care eu am încă de pe anii 70, la începutul anului 70, categoria superioară. Noi avem 8 categoria superioară, avem 8 spectacole pe lună. Și dacă el nu îmi pune, dacă el nu mă încadrează în spectacol, în altă piesă nouă eu, ce să fac? Să mă duc să iau de guler, colegul meu să vă dă de să fac și eu ceasul? Nu se poate așa să rău. Prin comportamentul ăsta urât al lor, majoritatea îmi dăm parcă suntem electrizați, toți sunt pensiune, toți sunt, fiindcă nu poți, așa, trebuie să te concentrezi să-l creezi. Treci pe stradă, dar când îți zici, Giulia, că mă rog să aveți un spectacol și vreau să-l văd. Și el vine și spune cum trag să-l dau afară. Spectatorul are nevoie de mine, de sufletul meu. De colaborarea mea cu spectatorul. Не приходит, а его алтар, театр. Я факут, ну, ну, есть ли апарта еще, типа, я амулодат. Deci am fost la care am făcut observația. Sonierii care pentru jute era înainte. Vine și te mai fi pe jur, pentru că acolo mai intră pe partea și ea. Au chei fiecare. Directul, contabila, mai am spus așa. Noi venim și stăm la ușă când ne deschidem poarta. Pentru că eu noastră. Și am ajuns 60 de ani zi de zi să muncesc, mai ies voluntir, sufletul și sănătatea lui îngropată în temelia teatrului ăsta. El a adus la sfârșit construcția teatrului. Mi s-a spus că sărac nu mai știu, dar s-a adus. Măcar nu l-a adus în teatru. Nu l-a adus în teatru să treacă prin teatru. Deci am hotărât să mormântăm mai direct. De la spital, direct la cimitir. La Chișinău. Atitudine, om care are 59 de ani. Eu am fost scot la cot în scenă cu majoritatea din directul lui Iesa. 50, e ca 60 de ani de spune. Nu știu, eu nu am explicație. Asta nu înceapă. Eu vreau de lucru. Eu am spus că nu m-a adus Stavian în teatru și nici nu o să mă duc în teatru după părunca lui. Mulțumesc. Am ajuns eu 27-30 de ani în teatru să mă duc și să vie în olifat cum am dar nu trebuie. Ei, dă-mi ceva că n-am făcut. Și nu pot face. Și atunci gata. Eu mă duc singur, eu nu trebuie ca pe aici de la teatru tău. Acum la 11 zi, eu nu-ți vrem adunare. Dar ce să ne ducem? Dar cum? Și acolo trebuie. Voi vorbiți numai de construire. Aici i-am îndoi. Acela sunt după ordine scotărâri. Nu am îndoi, dar toți trei scotabilitate. Mi-a venit rândul. Aceea a principal direcția general, dar pe urmă direcția principală. Dacă el nu binevoie și spune că vreau să o dau afară, nu cum? Toți cei, nu, s-a apoi cum vrei mai ta, el special nu mă ocup în spectacol, special nu faci pe... El nu poate să dă afară, numai direcția general dă afară, el poate să-i cumpune la aceea. Dacă nu spectacol, dacă n-am din lucru, și ce să fac, să mă bag? Chiar dacă n-ai de lucru, n-au drept. Și totodată n-ai putut face ceva. Păi ia ca ultimul rol l-am prăvenit. Și eu când eram făcatul. Care? Păi ia că de rolul ăsta din retro l-am prăvenit. Și dacă pentru asta trebuie să mă penipsesc de afară. Când îl pune să joci? Cine-o pune râd cu dumneavoastră la prăvenit? Eu. Eu. Dar nu știi cum de у меня было 25 лет со дня работы в театре. Человек просто пожал плечами и сказал, ну, у меня более 100 спектаклей. У меня несколько раз посылали название, но наш нынешний директор сказал, пока я 5 лет не отработаю, я никому не дам звание. Я 25 лет работала в театре, у меня более 100 спектаклей. Мне не дали, потому что Славян так решил. Он не подписал мои документы. Но он подписал себе звание. Спектакль. Замечательный спектакль. Ремешагу, Мушкетарь лежат на полках.
остальные спектакли работают. Я не была за 25 лет ни разу на больничном. Я не пропустила ни одной репетиции. Меня просто в день юбилея моего 25-летнего просто сказали, вы нам больше не нужны. Что вы будете делать дальше? Мы будем бороться. Я, наверное, не столько за себя. Мне искренне жаль людей. 800 лей пенсия у Анишвары. 1000 лей пенсия у меня. Нам просто будет не на что жить. Но и это не главное. Театр для этих людей душа, это жизнь. Им некуда будет идти, они умрут от того, что они не могут выполнять эту душевную свою задачу по жизни. Понимаете, это жизнь, это судьба людей. Со сцены уходят только вперед ногами. Зельдин до 100 лет работал, его на коляске инвалидные вывозили, но он работал на сцене. Как можно? У нас 19 человек актеров, по штату 40 с лишним. У нас нет денег на этих 19 человек. Он говорит, что я не благотворительность, а я не у тебя, во-первых, работаю. Во-вторых, всю жизнь, десятки лет, эти люди были благотворительностью для театра, потому что работали за копейки на искусство. Понимаете, это все очень, это настолько поразительное отношение к людям, как грязи актеров. Авторитет опущен настолько, что девочка, которая является подругой бухгалтера и работает юристом у нас якобы и секретарем, она посмела говорить гневные, назидательные слова актрисе заслуженной. Ты должна работать 7 часов в день, сидеть на работе. Я не выдержала, я подошла и сказала, когда ты возьмешь пьесу «Дон Жуан» и выучишь на ее наизусть, может быть, тогда ты будешь иметь право хоть слово сказать актрисе. Люди, которые с этим не сталкивались, не понимают. Но наш авторитет актеров опущен настолько, что люди, которые ничего практически не значат, делают указания, как работать, как жить, как учить, как нервничать, когда ты учишь сумасшедшую девочку. Вы не представляете, что это за работа? Это очень сложный труд, поэтому очень обидно, когда с нами поступают так с грязью. Я благодарю вас, простите за гневные слова. Где история театра? Где театр Карефу? Актерів фотографії, Сарункатінов шпіонів. Мой кума шагу. Шаїште, а кума чи папі. Ну, де б чи не вафар, карін, ну, патів крашнув тінчі з папі. Шануй меште, шануй. Нарі професії. Да йде, ну, клево театру, йде афара. Пентру чи. Сам на ксенталті планури маємо ашкати, карін, ой, нолі причепим. Дар його інтуєска, лифролесі. Intuiesc bine ce se așteaptă. Pentru că dacă Igor Dodon i-a dat lui artista poporului pentru nimic, nu a făcut un rol cum scade, mai ales de când a venit. Așa mai... Pentru că el promovează teatru. Cum l-ai promovat? Acela ți-a dat titlul cu avans pentru a face o trupă rusă, cred că. Mă gândesc eu cu capul meu. Facem și noi, motivăm și noi niște lucruri, că altfel nu le pricepem, de ce așa? Școala ai făcut... Nu, nu, gata, oprește. Trimite.